Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Nu știu dacă să-i trimitem sau nu pe copii din județul Suceava. Noi să-i îndemnăm sau nu să meargă marți la școală, sau măcar să-i informăm. Da. Pentru că lucrurile au rămas în coadă de pește în Suceava și încă vreo 4 județe, acolo unde sindicatele n-au cedat nici luni, astăzi, și au ieșit în stradă, ba chiar și-au acuzat unii dintre ei, sau își suspectează unii dintre ei, colegii, că au cedat prea ușor la București. Da, da, eu ce am observat, că există nemulțumiri între profesori odată care vor să meargă la școală, care vor cu greva, după aia profesorii sunt nemulțumiți, cei care vor, ar fi vrut o altfel de negociere, un altfel de rezultat, sunt supărați pe liderii de sindicat de la Suceava și cei de la Suceava, liderii de sindicat, sunt supărați pe aia la București, pentru că n-a fost o comunicare. Oricum, greva asta s-a terminat așa ca o fleașcă. Nu, în oficial, în comunicarea lor, este suspendată. Suspendată, da, e suspendată, e ca o fleașcă, așa mi se pare, ca o pară mălăiață, așa, izbită de asfalt și împrăștiată, așa, nu știu. Din care nu înțelegi nimica. Adică știi, dacă e pară aia să fie o pară mai cât de cât coaptă, dar nu fleșcăită, așa, știi? Și înțelegi ceva din ea când mănânci. Dar așa e o pară foarte coaptă mălăiață și când o dai de pământ, ce n-ai mai mănânci din ea? Știi, toată așa și cu greva asta. Adică nu se înțelege cine a câștigat, nu e vorba de câștig. Dar clar, cum s-a încheiat? Profesorii, da. Ce, adică nu, știm, la școală, ce, nu știm la ce s-a câștigat. Revendicările au cam fost acceptate. Forma în care au fost acceptate nu i-a mulțumit pe unii sindicaliști. Eu cred că pe final știi ca un maratonist. Adică pleci, adică așa văd eu cum a plecat, au plecat sindicatele, au plecat de la în cursa de cât 42 și ceva de kilometri. În formă. În formă, au ajuns la jumătate, era totul regulă, dar pe măsură ce s-au apropiat sindicatele de linia de finish, s-au chiflițit, adică au pierdut energie, n-au mai, știu, nu mai, când ești foarte obosit, nu mai gândești cum ar trebui, nu mai alegi cele mai bune soluții, nu știi când să iuțești pasul, când să o lași mai moale, așa și aici, așa s-a adică terminat. Adică le-a lipsit antrenamentul, ce vrei să zici? Nu, că dacă protestau mai des, știau să o facă și mai bine. Și guvernul a fost un mare șmecher, pentru că da, guvernul și-a a aplicat tactica asta. A negociat foarte bine. De obosire și de învrăjbire a profesorilor între ei, profesori pe de o parte, între ei, după aia didacticul cu nedidacticul și tot așa, secretare și așa mai departe. Deci guvernul a acționat așa a considerat asta ca pe un război, nu ca un dialog, știi? Și hai mă, să-i obosim pe ea, să-i enervăm, să-i epuizăm și facem ce vrem cu ei. Și în la final le-au cerut un angajament scris că intră în ședința de guvern cu cele două ordonanțe dacă primesc un scris că se întorc la școală. Ei, dacă sunt niște mincinoși care ei între ei cu acordul ăla politic de schimbare a guvernului, cred că toată lumea minte ca ei. Ei sunt mincinoși din ăștia care au minciunită acută. Știi? Acum se poate face și rotativa în liniște, că într-un fel sau altul, criza din educație, într-un fel sau altul, da, se termină. Bun, Cătălina, da, dar nu, adică educația este, bun, hai, s-a dat cât s-a dat, dar problemele esențiale sunt astea, cu legile educației făcute după chipul și asemănarea tipului de la Sibiu, care nu sunt în regulă. Asta cu finanțarea, cu 6% din PIB, deci tot a fost așa, hai să o facem. Adică s-au pierdut 13 zile, 14 zile, 2 săptămâni, rezultatul nu este unul chiar atât de bun. Dar nu s-au auzit sindicaliștii sau nu cred că se va întâmpla ca sindicaliștii să protesteze atât de fierbinte și de vehement pentru lucruri care țin de sistem și mai puțin de salariile proprii. Ei, dar nici nu, dacă ar fi început să dea în legile educației, le enervau pe cetățeanul nu premiau nici atât. Sibiului de la început și de-aia nu s-au atins. Dar sunt conștienți mulți dintre ei că sunt niște sunt și lucruri bune acolo, dar sunt niște chestii defecte total. Și atâta a făcut și cetățeanul ăsta în 8 ani de zile, a pus niște oameni să scrie niște cuvinte într-un din asta tom și să spună că a făcut legile educației, care după aia
Cu siguranță. Cât o să dureze până o să fie implementate? Nu, dacă deci 6% nu, cu siguranță că oricine ar veni trebuie refăcut totul de anulat aceste lucruri pe care le-a făcut individul de la Sibiu și trebuie, adică e prea jos ce se întâmplă în educația românească ca să se termine așa. Bun, până la anul se termine anul școlar, dar anul care vine trebuie regândit și trebuie făcut mai mult, adică privit cu mai multă seriozitate și nu cu hoși cu teo, adică trebuie bunăvoință și de o parte și de cealaltă. Însă anul viitor școlar, lucrurile acestea e greu să se întâmple pentru că sunt 4 rânduri de alegeri și va fi foarte, foarte complicat. Și va curge cu promisiuni, Sorin. Da, nu, dar chiar orice ar face sindicatele în educația anul viitor, nu cred că se va solda cu vreo reușită. Adică și-au ales corect momentul anul acesta. Și trebuie ca după ce se termină toate alegerile așa, să se așeze la masă și să vorbească, dar să fie bunăvoință și de o parte și de cealaltă. Adică să nu se privească guvernul și cu oamenii din educație ca doi dușmani, ca doi parteneri care vor să rezolve o chestiune pe termen lung, nu de azi pe mâine, dăm 5 lei, ia 3 lei și din asta ca la piață. Și cu siguranță oamenii vor să le răspundem la întrebarea dacă trebuie sau nu să meargă ai lor copii la școală marți. Nu știm ce să le răspundem, probabil că fiecare va primi comunicări de la diriginte, învățător, pe fiecare școală în parte. Pentru că e o comunicare foarte proastă și între lideri. Și între ei în sindicat. Da. Și cred că vor fi diferențe de la județ la județ. Cel puțin aceste 5 județe care au mai protestat și în această, să zicem, ultimă zi, în principiu nu vor să revină la școală până când nu se publică în Monitorul Oficial două articole în anumite forme. Unul s-a publicat până la ora la care vorbim noi, vedem și celălalt. Și trecem acum la fotbal, dar nu ce e fotbalul în sine, cât ce e în spatele echipei de fotbal Foresta Suceava. Aș începe cu faptul că a vorbit Robert Niță. Da, a vorbit Robert Niță, aș fi vorbit mai mult, dar mie și nu mai am chef. Deja și s-a ajuns foarte departe. Psihic și fizic, așa, pe subiectul ăsta am și scris mult, așa m-am și consumat mult. N-are rost să mai... A vorbit Robert Niță, le-a zis bine ce a zis. Cam târziu un pic putea să iasă mai repede, în fine, faptul este consumat, cine rămâne cu impresia că a fost trânteală, rămâne cu impresia, știi cum e aia, nu lăsa adevărul să strice o știre bună, știi? Așa și nu lăsa adevărul să strice un scenariu care a circulat atâta timp. E trist. Și acum, prin plecarea lui Dorin Goian și prin demisia întregii echipe de la vârf. Zice, da, uite, și bun, dacă promova ce se întâmplă. Bun, chestiunea e mult, foarte complexă. Eu știi că am mai zis aici, dar nu am intrat în amănunte, pentru că nu mi s-a părut corect că sunt probleme la club, ăștia de câteva luni, de zile. Le-au explicat cei din conducere? Deci, e trist, pentru că echipa s-a închegat chiar foarte repede, pentru că, da, așa este, Dorin Goian are dreptate. Când a venit în urmă cu un an, în toamnă, a spus, domnule, trebuie timp la echipă, dar nu mai exista răbdare la nivelul suporterilor. Și echipa chiar s-a făcut mai repede decât se spera să se facă și a ajuns, pentru că întotdeauna a zis, domnule, dacă ne duc rezultatele acolo, doar nu ne dăm la o parte. Și era proiectul pe 3 ani. În primii 2 ani trebuia să se facă echipa, să se mai plătească din datorii și după aia să atace barajul de promovare și promovarea. Lucrurile s-au întâmplat mai repede. Acum este păcat de ce s-a construit aici. E mare păcat. A plecat Dorin Goian, a plecat și cu Gabi Klim și cu Marian Bordean, au plecat toți trei. Praful și pulberea, așa, și dacă mai sunt doar 8 jucători sub contract și majoritatea vor să plece, pentru că relația era cu Dorin și cu președintele și cu vicele. Cu indivizii care sunt fondatori, sau cum naiba se cheamă, membrii fondatori, ăsta, da. Ei n-aveau nicio relație fotbaliști. Înțeleg că cei doi sau trei, nici doi. Nu au venit, deși erau în țară și în oraș la deci momentul... Deci interesează să ia bani de la club. Datorile sunt foarte mari. Îți vin jucători la echipe unde există seriozitate, unde știi, bă, au stat mulți pentru că era Dorin Goian, brandul. Ai zis, mă, și Gabi Klim, care se știe că e serios.
Acum, că nu mai sunt ei, toți vor pleca, doar vor rămâne câțiva, 2-3 pe care îi păcălesc ăștia. Dar nu, și vor crea ceva nou, au lăsat asta să înțeleagă, adică de la zero, de la zero, zero, pârjolit tot. Cătărea, dar eu știu, nu intru acum în toate amănunte, ți-am mai zis că știu mult. Dom'le, ei, unde sună, sunt datorii din spate, unde au sunat noi conducători, când mai sunat cu una, bă, dar voi aveți datorii la noi. De când era fosta conducere. Deci fosta conducere a lăsat jale. Deci și efectiv jale, plus o imagine foarte proastă și ți-am zis multe firme cu care a lucrat Foresta. Bun, dar nu cu sub numele de Foresta, altceva, un proiect. De la zero. Dacă se poate altceva, face. Și să rămână oamenii ăștia trei, care se vede că pot construi împreună. Cine mai echipă de la Liga 5? Acum, aia e. Știi că m-am picat, m-am zbătut, am umblat. Ceea ce este acum e praf, adică se alege praful, vor pleca toți jucătorii, vor păcăli niște copii să-i aducă, vor păcăli, dar ce antrenor îți vine, sponsorii nu va mai fi absolut niciun sponsor, absolut niciunul, doar tot unul păcălit, nu știu cum, pentru că s-au frit cu cetățenii. Bun, dar primăria și-a luat angajamentul că va plăti aceeași sumă mai acum, departe. Acum ar trebui să dea primăria Suceava, dacă e cu capul pe umeri, ar trebui să dea niște bani țintit pentru salariile jucătorilor, că mai au de primit două salarii, mai și iunie, să plece băieții măcar cu banii pe care îi merită și după aia să taie finanțarea definitiv. Definitiv. Și eu mă gândeam așa, domnule, un băiat din ăsta e din Chișinău, ăsta care tot scoate bani din firmă, nu știu câți bani a băgat, că trebuie să scoată, dar mi se pare niște sume amințitoare. Stăteam și eu așa ca prostul și mă gândeam. Deci vine un băiat din Republica Moldova, trece podul de flori la noi, așa, și vine aici și face șmecherii de genul ăsta. Se numesc investiții pe care trebuie să le recupereze, poate. Mie mi se pare că acolo sunt multe chestii penale, adică ar trebui cineva să facă un audit și să deschide și o anchetă penală. Mi se par foarte multe chestii în neregulă. Adică stai, mă, ei îl dai pe președinte jos ca să scoți tu bani din ONG, bani de la primărie. Deci mă gândeam așa ca prostul, vine un băiat din Republica Moldova aici și face ce vrea el. Și mă gândeam dacă un băiat din Suceava, adică, trece podul de flori și merge în Republica Moldova și face ce făcea băiatul ăla. Dacă se mai întoarce acasă. Adică dacă cineva, adică dacă el își permite vreo clipă să facă ce face. Și aici la Suceava, bucovineni primitori, da mă, de ce vrei? Mă mir că noi mai de primăria încă se dea 3 miliarde sau nu știu. Un nume mi se pare că poate fi invocat aici pentru că e comun în mai multe etape care au dus la declinul acestei echipe de fotbal, Andrei Ciutac. Da, dar el a mai retras. Înțeleg că nu mai e. Așa. Și Cătălino, deci s-a făcut, s-a ales praful și pulberea, fotbal nu o să mai fie în viitor. Se poate dărâma stadionul și face altul nou, liniștit, nu? Bună, cartofi. Nu mai are niciun sens, odată cu plecarea echipei, Dorin Goian, Gabi Clim, Marian Bordeanu, pleacă jucătorii, doar o să fie o echipă de cuțchi aici, sau de... Oină! Nu, de cuțchi, adică de băieți de la cuțchi aduși, așa, și să fie de distracție, să fie, să meargă lumea să se distreze când joacă cu Rapid Brodoc, știi, să vadă cum luăm bătaie cu 5-0 de la Rapid Brodoc, doar așa. Dar, acum, foarte serios, trebuie finanțarea la primărie trebuie redirecționată către alte sporturi, nu? Da, azi am făcut cu Marin Barbu și a zis că fost antrenor la Foresta, a zis, trebuie făcut un centru de copii și juniori foarte puternic aici, dar nu cu Foresta, cu cetățenii ăștia care sunt. Deci trebuie să li se taie macarona. O fi noi ospitalieri și pe aici așa, dar una e să fii ospitalier și alta este unul de prost. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.